homosexual. Nu am ce să-i răspund, iar în chestiunea modificării Constituției încă nu este rândul meu să mă exprim. Va veni puțin mai încolo rândul meu. Însă în acest context, cred că este foarte important să reiterez un lucru în care cred. Fiindcă eu aparțin, provin dintr-o minoritate etnică și dintr-o minoritate religioasă. Eu cred că trebuie să revenim la ceea ce se numește toleranță și acceptarea celuilalt. Acceptarea celuilalt cu bune și rele. Nu suntem toți la fel. Nu toate grupurile etnice și toate grupurile religioase sunt la fel. Este greșit să dăm ascultare sau să mergem pe calea fanatismului religios și a solicitărilor ultimative. Eu nu cred în ele și nu le sprijin. Eu sunt adeptul toleranței, încrederii și deschiderii spre celălalt.